Învierea Domnului este praznicul iubirii gelfelnice, al păcii sufletește, al comuniunii și al iertării. Iar ospățul minunat al acestei bucurii netrecătoare este Sfânta Liturghie, taina împărăției și a părtășiei noastre la învierea lui Hristos. Acum și aici, împărtășindu-ne cu preacuratele taine, trupul Domnului Hristos pătrunde în ființa noastră, în viața noastră și ne umple de puterea negrăită a dragostei sale jerfelnice. Primind Sfânta Euharistie, ne împărtășim din dragostea Lui, ne eliberăm de egoismul nostru păcătos și ne deschidem inimile spre Dumnezeu și spre semenii noștri, pentru ca prin noi iubirea sfințitoare a Lui Dumnezeu să se reveste peste lumea în care trăim. În cuvinte nu vom putea niciodată exprima mulțumirea pe care suntem datori să o aducem lui Dumnezeu. Cu faptele vieții noastre, însă, vom putea să răspundem iubirii negrăite a Mântuitorului Hristos. Să credem cu adevărat că, oricât de greu ne este în lume, oricât de multe necazuri am avea, în noi este vie și lucrează. Puterea vieții și a învierii lui Hristos. Mântuitorul, cel care a primit de bunăvoie suferința pătimirilor sale, astăzi învie și dă sens mântuitor oricărei suferințe de pe fața pământului, aducând mângăiere și nădejde pentru tot omul cuprins de necazuri și încercări. Hristos cel înviat care a îndurat ostilitatea și răutatea conaționalilor săi, povara unei condamnări nedrepte și rușinea unei morți umilitoare, care s-a rugat pentru cei care l-au răstignit, ne dăruiește astăzi și nouă prin învierea sa harul și puterea de a ne iubi semenii. Chiar și pe cei care ne urăsc pe noi. De a răspunde cu bunătate, blândețe și iertare la răutățile de tot felul pe care mulți le arată față de Biserica noastră în această vreme. Cu adevărat, Hristos a înviat pentru noi toți și pentru cei ce ne fac bine și pentru cei ce ne fac rău, și pentru cei ce ne iubesc și pentru cei ce ne urăsc pe noi. Astăzi când suntem părtași la bucuria atâtor daruri dumnezeiești, să nu uităm pe cei suferinzi ai noștri, pe cei bolnavi din spitale și de la casele lor, pe cei singuri, pe copiii orfani sau părăsiți, pe cei aflați în lipsuri materiale sau în atâtea alte suferințe. Tuturor acestora, lumina învierii, să le fie sprijin și întărire, vindecare și mântuire. Lumina lui Hristos, care luminează tuturor, să lumineze și să vindece inimile noastre împietrite de necredință, indiferență, de robia propriilor patim trupești, de egoism, de mândrie, de vrajbă sau ambiții deșarte. Astăzi să punem un nou început vieții noastre vremelnice, să redeschidem Domnului în viat inima noastră și viața noastră, ca să primim în suflete lumina învierii ca pe un neprețuit dar ceresc, să-L slăvim pentru toate darurile pe care ni le aduce mereu și astfel să devenim fii și mărturisitori a învierii Lui în această lume care se îndepărtează de Dumnezeu și s-a îmbolnăvit de deznădejde, de violență, de răutate și de ură. Aceasta este ziua învierii Domnului, ziua veșnică pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim într-însa. Hristos cel înviat este cu noi toți. Hristos a înviat sărbători fericite într-un mulți și binecuvântați ani.